10 minute de grindină au fost de ajuns pentru a distruge florile și răsadurile locuitorilor din zonele Câmpina, Breaza și Comarnic. Inițial, gheața a fost cât oul de porumbel, iar cei care au fost prinși afară au fost bombardați pur și simplu. Mulți s-au ales cu vânătăi, iar localnicii aflați în mașină au tras o sperietură groaznică. A urmat o ploaie torențială care a inundat străzile. În zona Comarnic, din centru spre Sinaia, a fost apă pe șosea din cauza ploii torențiale, iar traficul s-a desfășurat cu dificultate. Gheața căzută a rămas în curțile oamenilor peste 30 de ore. S-a topit abia a doua zi, spre seară.